Domnilor, dragi prieteni, bună ziua și bun găsit! Vă spun ca de obicei Alexandru Mic și Claudiu Sav în ceea ce sperăm noi să fie o victorie astăzi la Bistrița. Plouă torențial de aproximativ 20 de minute înaintea startului acestui joc. Noi transmitem de undeva de pe acoperișul tribunei oficiale, unde, după cum probabil vă gândiți, nu există niciun acoperiș deasupra capului, însă nu mai contează acest lucru, încercăm să ne facem datoria cât se poate de profesionist în condițiile pe care le avem. Cele două echipe intră deja pe teren, vă spuneam, plouă torențial, însă sperăm că și această ploaie ne va lăsa. Pe cadrul general al colegului meu, Alexandru Mic, probabil vedeți prezența destul de redusă de la tribuna a doua, acolo unde nu știu dacă sunt mai mult de 500 de spectatori, însă tribuna oficială, cea deasupra căreia ne aflăm noi, este aproape plină. Asta înseamnă că sunt undeva în jur de poate 3000 de spectatori prezenți la această întâlnire. Acum ori niciodată, scrie pe bannerul Peluzei Nord, care este exact în spatele uneia dintre porți, în ceea ce era până la acest joc peluza dezafectată a stadionului Jean Pădureanu de aici, de la Bistrița. Însă cu prilejul acestei partide, galeria echipei noastre a primit posibilitatea, i s-a oferit posibilitatea de a sta în spatele porții. De asemenea, undeva în stânga noastră sunt prezente 3 sau 4 grupe de la Centrul de Copii și Juniori ai clubului nostru, care au însoțit echipa, au venit practic în această zi pentru a vedea jocul. Din păcate pentru ei, însă, plouă destul de puternic, au scos umbrelele din dotare, însă sperăm noi ca această ploaie să aducă belșug pentru echipa noastră, echipată astăzi în alb-albastru, în vreme ce Gloria Bistrița este echipată în roșu și negru. Sunt culorile tradiționale ale echipei actuale, cea din 2018. Pătrunde acum la mijlocul terenului unul dintre foștii jucători ai Gloriei Bistrița, câștigător al Ligii Campionilor, a Cupei Campionilor Europeni. Este vorba de Gabi Balint, Gavrilă Pele Balint, cel care vine tot timpul cu drag aici la Bistrița. El va primi, a primit de fapt o șarfă și un tricou din partea clubului și va da lovitura de start înaintea acestei confruntări. S-a întreținut minute bune la tribuna oficială cu Ioan Andone, colegi la Națională, adversar pe teren. Ioan Andone este prezent alături de delegația hunedoreană la acest meci, într-o delegație hunedoreană în care se mai regăsește și fostul antrenor al Corvinului și ai Gloriei Bistrița. Este vorba de Remus Vlad. Practic, Remus Vlad este antrenorul care a promovat acea Gloria Bistrița în 1990, echipă care a rămas în prima ligă până în 2011. Lovitura de start este dată simbolic de Gabi Balint, aplaudat deopotrivă și de suporterii Hunedoarei și de suporterii Bistriței. Plouă din ce în ce mai tare aici, încercăm, cum vă spuneam, să ne facem datoria pe cât posibil în condițiile în care suntem adepostiți doar sub o umbrelă. Trecem repede în revistă cele două echipe. Corvinul Hunedoara începe astăzi cu Ștefan Lefter în poartă. Pe linia de fund, Iacob, Elton da Silva, Pop și Alexandru Neacșa. La mijlocul terenului, Marius Lupu, Bradu, capitanul Marius Kindriș, Alexandru Curtean, Nicolae Pârvulescu și Marius Coman. Pe banca de rezerve pentru echipa noastră, Cristi Blaga pentru postul de portar, Rafael Garuti, Antonio Vlad și el pe banca și ei pe banca de rezerve, alături de Pocioian, Mitran, Mercioiu, Hergiligiu, Mar și Lupușor. A început manșa tur a barajului semifinal de promovare în Liga a doua dintre Corvinul Hunedoara și Gloria Bistrița. O primă acțiune de atac a echipei noastre cu Marius Lupu, pasă pentru Coman, care pătrunde careu, Coman! Incredibilă ocazia lui Marius Coman în secunda 20! Ce pasă i-a oferit Marius Lupu acolo, Marius Coman a tras în blocajul portarului, o primă nesincronizare în defensiva lui Adrian Falup duce la o ocazie imensă în secunda 30, practic toată banca de rezerve a echipei noastre s-a ridicat în picioare. Avem o lovitură de la colțul terenului pe care se pregătește să o execute Alexandru Neacșa, apoi, dacă timpul îmi va permite, voi da citire și echipei antrenate de Adrian Falup, gazda noastră de astăzi, Gloria Bistrița 2018. Primul corner pentru echipa noastră, centrează Alexandru Neacșa pe prima bară, deviere pe spate pentru Pârvulescu, recentrare care iese bine acolo, însă portarul celor de la Gloria Bistrița se pleacă pe
contraatac cu o minge aruncată de acest Bodea, repede pentru, cred că este Abdul. Abdul a ajuns din spate de Pârvulescu, încearcă o pasă pentru Georgescu, dar trimite în afara terenului. El însă a fost faultat de unul dintre jucătorii echipei noastre și va fi o primă lovitură liberă periculoasă și pentru Gloria Bistrița, echipă care, antrenată de Adrian Falub, a început jocul din această întâlnire. O să dau, o să încerc să... O să dau citire și 11 lui celor de la Gloria Bistrița, mărturisesc că mi s-au dat până și notițele. Bodea în poartă, Rus, Gugu, Friedrich în apărare, Țica, Abdul, Manolache, Georgescu, Carol Davorzie, cel care este titularizat astăzi, în, preferat în locul lui Iameogo, Gondiu și capitanul Alexandru Stoica sunt pe teren pentru Falup. Centrarea lui Georgescu, respinsă cu capul de Antonio Bradu, mingea revine aceluiași Georgescu, care aruncă în careu acest balon, probleme pentru Fane Lefter, dublă intervenție acestuia și încă incredibilă ocazie ratată de Gloria Bistrița. Dublă intervenția lui Ștefan Lefter la această minge, a venit apoi șutul care s-a dus peste poartă. Incredibilă intervenție, a fost șutul lui, cred că într-adevăr, acel Carl Davorzie, ganezul, unul din cei doi ganezi pe care i-are pe teren Adrian Falup, celălalt este Abdul, numărul 44 pe tricou pentru el, degajarea lui Fane Lefter până spre Coman. Se va juca probabil cu aceste mingi peste apărare, dar și cu mingi trimise în fața porții, pentru că terenul este foarte ud și astfel că pot exista astfel de șuturi, cum am văzut la faza de adineauri. Trebuie să calmăm jocul, asta face Marius Kindrich, mai departe pentru Bradu, în blocajul lui Antoniu Manolache, jucător care știe ce înseamnă presiunea unui baraj de promovare. Însă Manolache a avut parte de o experiență nefericită, a ratat promovarea în Liga a doua, eliminată de CSC Dumbrăvița pe vremea când evolua pentru CSM Reșița, practic tot în roșu-negru, deși Antonio Manolache este un jucător trecut în cariera sa, chiar și pe la Petrolul, dar și pe la alte cluburi importante din România. Elton în duel direct acolo cu Rus, o primă greșeală a lui Antonio Bradu, încearcă să corecteze Nicolae Pârvulescu, recuperează Antonio Bradu pentru Lupu, pasa lui Lupu în spate, Kindrich calmează foarte bine jucătorii noștri. Început abrupt de meci cu două ocazii mari de tot ratate și la o poartă și la cealaltă. Îmi stă gândul însă la oportunitatea imensă ratată de Marius Coman în secunda 30, ce ar fi însemnat un gol în primul minut pentru Corvinul. Degajarea lui Fane Lefter și acum mi s-a părut un foul, da, Antonio Bradu. N-am menționat numele arbitrului până acum, am oportunitatea să fac acest lucru. Este vorba de Robert Avram din Pitești, arbitru cu mare experiență la nivelul ligii secunde, ajutat la cele două margini de Florian Vișan din Galați și de Daniel Vlase, de asemenea din Galați. Narcis Bodocan este arbitru de rezervă, pentru că acest baraj se joacă sau este considerat ca parte a ligii secunde. Observatori de arbitru este Dan Monia din Aiud și Andrei Peiu din Urziceni. Minge de la marginea terenului de la Alexandru Neacșa către Bradu. Neacșa îl depășește pe Abdul, pătrunde în marginea careului, pasează bine lui Coman, reprimește acolo Alexandru Neacșa, pierde însă în cele din urmă balonul. Trebuie să avem mare atenție la aceste mingi care se vor a fi trimise peste apărarea noastră. Antoniu Manolache acum în posesie, bine, faultează acolo la mijlocul terenului Marius Lupu, cel care își cere scuze pentru această intervenție. Este chemat la ordine de acest arbitru, Robert Avram, vă spuneam, cu multe meciuri la Liga 2, este arbitru din 2009. Așadar, o experiență mare pentru el. A arbitrat de dată recentă în acest sezon Unirea Dej, Polia și CSM Slatina Minaur Baia Mare în Liga 2, asta în ultima parte a campionatului Ligii Secunde. O minge trimisă înapoi în centrul apărării pentru Costinel Gugu, cel care a fost preferat astăzi ca titular pe acel post, în detrimentul lui Paul Copaci. Nicolae Pârvulescu alunecă și el, alunecă și Abdul, ține însă de minge Nichi, pasează pentru Antonio Bradu, mai departe pentru Alexandru Curtean. Alexandru Curtean în flancul drept pentru Flavius Iacob, centrarea lui Iacob în brațele lui Bodea. Va merge jocul în viteză, pentru că și condițiile meteorologice sunt de acest fel.
S-a populat între timp aproape plină tribuna oficială de aici, de la Bistrița, poate 4.000 de suporteri să fie la acest joc. Returul acestei întâlniri va fi peste doar 3 zile, sâmbătă de la ora 17:30 de minute, pe Arena Michael Klein. Sperăm să avem un stadion plin, pentru că, și asta o spun, indiferent de ce se va întâmpla astăzi la Bistrița, este foarte important să avem o audiență ridicată. De asemenea, dacă tot e această scurtă întrerupere a jocului, profit și vă mulțumesc tuturor celor care urmăriți această transmisiune directă și tuturor celor care ne ajutați prin donații, așa cum s-a întâmplat în partidele precedente. Acum o minge a lui Elton pentru Lupu. Este genul de meci în care mingile ar trebui să meargă direct la picior, cum se spune, pentru că suprafața a fost udată din abundență de această ploaie care pare cumva să își mai scadă, din a cărei intensitate pare să mai scadă. Două ocazii însă mari de tot în interval de 7 minute aici la Bistrița, în minutul 1 și în minutul 3, acele ocazii ratate de atât de echipa noastră, primarius Coman, cât și de cei de la Gloria Bistrița. Abdul trimite o minge pe banda dreaptă, nu mai poate fi ajunsă însă de Alexandru Georgescu, cel care este pe acest flanc. Jucători care au sosit în ultima perioadă aici la Bistrița, mă rog, în ultimul an, să zicem. Alexandru Georgescu este un jucător de 21 de ani care aparține de Farul, trecut pe la Viitorul Constanța, pe la Academia lui Gică Hagi, Antonio Bradu. La mijloc pentru Alexandru Curtean, care trage la distanță, mingea trece pe lângă poartă. Alexandru Curtean a jucat de multe ori aici la Bistrița, pe vremea când o făcea în Liga 1. Are și o amintire tare plăcută din 2009, dacă nu mă înșel, unde a reușit să marcheze aproape de finalul unui joc disputat de Poli Timișoara, antrenată pe atunci de Neluțu Sabău. Aici la Bistrița, o rachetă trimisă de Alexandru Curtean în vincul porții atunci. Victorie foarte importantă pentru Politehnica Timișoara în acel sezon. Vă aduceți aminte, probabil, FC Timișoara, mă rog, se lupta ca de obicei în acei ultimi ani la titlu. Acum Antoniu Manolache, pressing avansat al lui Alexandru Curtean, o minge care încearcă să taie defensiva noastră, iese bine din defensivă. Elton îi pasează lui Nicolae Pârvulescu, încolțit repede de doi jucători, se descotoroșește însă de aceștia. Nicolae Pârvulescu îi pasează acum lui Alexandru Curtean. Alexandru Curtean încearcă o diagonală, lovește în cap pe Manolache cu această minge. Antonio Bradu greșește acest serviciu, dar nu este pe fază nici Carl Davorzie. Badai fură mingea acum lui Flavius Iacob, un jucător de viteză acest Davorzie, spuneam, preferat în detrimentul lui Alex Iameogo, jucător la CSC Șelimbăr și Chindia Târgoviște. Pentru ultima echipă a evoluat chiar și în prima ligă. Rus a fost în posesie, a pasat lui Costinel Gugu, cel care a revenit pe finalul play-off-ului. În angrenajul primei echipe a avut o accidentare destul de severă care l-a ținut mult timp departe de teren. Jucător care a evoluat ultima dată, mă rog, la CSA Steaua, a mai trecut și pe la FC Universitatea Craiova, are o carieră destul de lungă, Costinel Gugu, un jucător masiv. Aruncare de la marginea terenului pentru Gloria Bistrița, a cerut un out Nicolae Pârvulescu. S-a calmat mult jocul, au trecut doar 10 minute, însă avem parte de o întâlnire foarte, foarte intensă, de o galerie din ce în ce mai sonoră și din partea celor de la Gloria Bistrița, aflată direct în partea opusă a locului în care ne aflăm noi. E și normal, pentru că și actuala echipă a bistrițenilor are același deziderat, cum am notat și în cronica meciului care a fost postată pe site-ul nostru oficial, și ei își doresc promovarea. Gloria Bistrița 2018, un proiect finanțat în întregime de Consiliul Județean. Bineînțeles că fanii fenomenului handbalistic cunosc poate mai bine această grupare prin prisma rezultatelor obținute de echipa de handbal feminin, în care s-a investit foarte, foarte mult în ultimii ani. De altfel, nu departe de weekendul trecut, aici la Bistrița s-a jucat Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, iar Gloria Bistrița a avut ca obiectiv calificarea în finală, a pierdut însă surprinzător în fața nou promovatei din Târgu Jiu, astfel că finala s-a jucat de către formația gorjeană și CSM București, iar galonatul și puternicul club din capitală a câștigat Cupa României aici la Bistrița, o echipă însă care a evoluat și în cupele europene la handbal feminin. Mai multe despre istoria acestui club, care este văzut de către fan, de către media, de către toată lumea de aici, drept continuatoarea de drept a celor de la
la Gloria Bistrița, însă nu e neapărat așa. Povestea e destul de lungă și de complicată, la fel cum se întâmplă în foarte multe cazuri în fotbalul românesc. 2018 înființată această secție, a preluat apoi ACF Gloria Bistrița, sau mă rog, Gloria 1 Bistrița, care evolua la acea vreme în Liga a 3-a și ea pe locul unei alte formații. O echipă din județul Bistrița Năsăud care își câștigase locul la acest nivel. S-a mers mai departe, apoi acea echipă s-a destrămat și ceea ce vedem pe teren este o cu totul altă echipă. Încearcă să iasă, faultat din spate aici Flavius Iacob. Foarte bine l-a blocat acolo pe China, fundașul celor de la Gloria Bistrița, purtătorul tricoului cu numărul 2. Este vorba de Țica, este de fapt un fundaș mijlocaș dreapta, dacă vreți, pentru că evoluează în acea zonă. Elton în posesie, îl are aproape pe Rus, capitanul celor de la Gloria Bistrița. O echipă de altfel interesantă, nu este Rus, îmi cer scuze, ci Alexandru Stoica, 25 de ani, a evoluat printre altele la Dunărea, Călăraș, Farul și Petrolul. Serie de jucători care au evoluat multă vreme și în Liga Secundă, dar să vedem această minge primită de Marius Coman de la Alexandru Curtean. Marius Coman pătrunde în careul, găsește acolo pe Nicolae Pârvulescu, luftează, Pârvulescu rămâne posesie, dar vine Bodea. Ocazie mare din nou pentru echipa noastră. În minutul 13 al acestei întâlniri, serviciu foarte bun al lui Marius Coman pentru Nicolae Pârvulescu, care n-a apucat să se poziționeze cum trebuia pentru un șut pe poartă. Cred că Bode ar fi fost bătut, însă sunt semne că în zona centrală a defensivei celor de la Gloria Bistrița sunt probleme pe partea, în zona în care evoluează acest Costinel Gugu, care poate nu a intrat așa cum ar fi trebuit în angrenajul echipei după lunga perioadă de accidentare. În locul său era titular pentru postul de fundaș central Paul Copaci, arădeanul Paul Copaci, care aproape toată cariera a evoluat ca fundaș stânga, fost jucător la UTA, acest Paul Copaci, a trecut în ultimii ani pe la Viitorul Târgu Jiu, pe la Rapid, pe la Astra. Posesie acum pentru Gloria, Manolache, șutul lui Manolache trece pe lângă poartă. Avem parte însă de un meci superb aici la Bistrița, cu mult peste multe partide din Liga Secundă. Nu mai vorbim însă de Liga 3-a, pentru că e clar că dorința acestor echipe, ambelor echipe, este să ajungă în Liga Secundă. Pentru asta însă trebuie să tranșeze această dublă manșă a barajului semifinal de promovare. În celălalt baraj semifinal de promovare care ne privește pe noi se întâlnesc tot astăzi și tot de la această oră Unirea Ungheni, locul 2 în seria noastră, și FC Bihor, campioana seria a 10-a, formație care a reușit să o învingă în două rânduri pe Gloria Bistrița în acest sezon. De altfel, una dintre victoriile din play-off a fost hotărătoare pentru echipa din Bihor, care s-a clasat, vă spuneam, pe prima poziție la finalul play-off-ului. O minge care ajunge în posesia lui Lupu. Lupu pasează pentru Nicolae Pârvulescu, în careu Pârvulescu, dublat acolo de Abdul, ține de minge Nicolae Pârvulescu, centrează pe jos în centru și respinge de acolo Friedrich. Va fi aruncare de la marginea terenului pentru echipa noastră, care dă senzația că poate fi periculoasă la aproape orice atac. Am văzut însă cumva asta și pentru Gloria Bistrița, cu acele oportunități. Neacșa pentru Bradu, reașează pentru Alexandru Neacșa și în mod normal este din nou corner pentru echipa noastră. Al doilea corner al acestei întâlniri pe care se pregătește să-l execute același Alexandru Neacșa. Am tot spus de-a lungul transmisiunilor noastre directe pe canalul nostru de YouTube că echipa noastră este foarte periculoasă la fazele fixe. Sincer, și gruparea din Bistrița are forță la acest capitol, cu jucătorii înalți, cum sunt Costinel Gugu, cum e acest Abdul, cum este Carl Davorzie, jucători care aparțin de CFR Cluj, care, după cum bine știți, a împărțit tot felul de jucători prin ligile a doua și a treia, are un areal foarte mare. Neacșa și Curtean în preajma balonului, execută de data aceasta Curtean, lung pe bara a doua, recentrare acolo și
Nu este, ba da, este din nou corner, a fost o deviere, o lovitură de cap a lui Nicolae Pârvulescu. Văd pe Marius Coman țipând la colegii săi și încurajându-i, pentru că simte că este un moment foarte bun pentru echipa noastră. Două oportunități mari ratate de Marius Coman și Nicolae Pârvulescu, două și pentru Gloria Bistrița în debutul întâlnirii cu acea minge respinsă de două ori de Fane Lefter și apoi la acel șut al lui Antoniu Manolache. Este o atmosferă absolut superbă aici la Bistrița, este fiestă, pentru că mă uit și în galeria celor de la Gloria, sunt câțiva oameni dezbrăcați, nu mai vorbesc de peluza nord a Corvinului care cântă neobosit. Din nou corner pentru echipa noastră, bate Neacșa de data aceasta, bine, Lupu iese și boxează Bodea de acolo, un portar de 20 de ani, din nou aruncare de la marginea terenului pentru echipa noastră, Flaviu Bodea, 20 de ani de la Petrolul. Alexandru Neacșa, din nou de la marginea terenului. Coman sare la cap acolo cu Rus, pot pleca pe contraatac bistrițenii, trebuie să se replieze și o face Flavius Iacob. Foarte atent este Ionuț Pop, care pasează în spate pentru Fane Lefter. Lefter trimite în afara terenului pentru că nu prea avea cu cine să combine, toți jucătorii erau pe fază de atac. A preferat să nu se complice Fane Lefter. Ambii antrenori, Florin Maxim și Adrian Falub, sunt la marginea terenului dând indicații prețioase, sperăm noi. Elton intervine cu pieptul, nici vorbă de hands. Pârvulescu îl depășește pe Georgescu, ce intrare are Georgescu! Mare atenție la această intrare! O intrare din spate, mie mi s-a părut sincer, o intrare de cartonaș galben. Este la prima intervenție Alexandru Georgescu, poate asta i-a spus acolo centralul, dar a fost o intrare ușor imprudentă din spate. Alexandru Neacșa în spate pentru Marius Kindriș. Kindriș în spate pentru Elton. Destul de disipat pe teren jucătorii noștri. Elton pentru Lupu. S-a încercat o repliere pe mingea a doua. Manolache alunecă Lupu. Manolache trimite o minge de urmărire pentru Stoica. Nu l-am văzut încă în joc foarte mult pe Gondiu, cel care joacă rolul unui vârf în zona centrală, acel număr 9 fals. Este jucătorul cu numărul 25, acest Gondiu. Junior, de altfel. Este un... Iată însă acțiunea acum a lui Marius Lupu, care pătrunde în careu. Marius Lupu întoarce la 6 metri pentru Pârvulescu. Intervenție senzațională a lui Bodea. A doua ocazie consecutivă pentru Nicolae Pârvulescu. A fost o minge întoarsă în zona punctului cu VAR. Imensă ocazie ratată de echipa noastră, a treia în acest debut de joc. Suntem în minutul 20, dar mi se pare că echipa noastră este mult mai periculoasă pe contraatac. Ce ocazie a ratat Nicolae Pârvulescu. Intervenție foarte bună a lui Bodea, calmează bine acolo Ștefan Lefter, care își caută din priviri un coleg în față, trimite în zona în care se află Marius Coman în duel direct cu Gugu, Costinel Gugu, înaltă o lumânare pentru Gondiu, vine senzațional Elton, calmează însă la mijlocul terenului Abdul, mai departe pentru Georgescu, Georgescu talonat de Curtean, pasă în zona capitanului Alexandru Stoica, reprimește Georgescu, întoarce în spate pentru Rus. 3-4-3 dispoziția pe teren a lui Adrian Falub este sistemul pe care l-a folosit în aproape toate jocurile din acest sezon. Harald Friedrich, fundașul stânga, a venit în iarnă aici la Bistrița, centrează, respinge foarte bine de acolo Ionuț Pop în zona în care se află Marius Coman. Marius Coman are viteză. Marius Coman în centrul terenului pasează lui Nicolae Pârvulescu. Contraatac în doar doi oameni dus de echipa noastră. Nicolae Pârvulescu îi pasează lui Marius Coman. Marius Coman, penalti pentru Corvinul Hunedoara. Penalti pentru Corvinul Hunedoara obținut de Marius Coman. Faul cât se poate declara lui Bodea. Noi vedem pe reluare penalti și posibilitatea echipei noastre de a deschide scorul aici la Bistrița. 21 minutul, scurte parlamentări din partea lui Bodea, care spune că nu l-a atins pe Marius Coman. A fost însă penalti cât se poate declara.
Să vedem cine își asumă executarea acestei lovituri de la 11 metri pentru Corvinul. Cel care este la balon este Alexandru Curtean. Vă spuneam de Alex, care a reușit să marcheze în urmă cu mulți ani aici la Bistița, un gol extrem de important pentru Politehnica Timișoara. Alexandru Curtean n-a reușit să marcheze însă încă în tricoul Corvinului Hunedoara. Este fluierat și huiduit copios înaintea acestui penalti. Bodea este avertizat de arbitru să stea pe linia porții. Să vedem cum va executa acest penalti Alexandru Curtean. Este chiar în dreptul peluzei nord hunedorene. Alexandru Curtean, Curtean, gol! Corvinul deschide scorul la Bistrița, 1-0! Execuție imparabilă a lui Alexandru Curtean. Mingea a mușcat și din bara transversală și Corvinul înscrie prima aici la Bistrița. S-a bucurat direct în dreptul peluzei nord, foarte importantă însă acea fază creată de Nicolae Pârvulescu cu o pasă la care a insistat de fapt după acea minge Marius Coman. Iar acum jocul este practic în mâinile echipei noastre, care poate ține de minge, poate să încerce să dea lovitura, pentru că Gloria Bistrița este nevoită să iasă la atac. Gondiu este cel care repune de la centrul terenului, practic planurile celor de la Gloria Bistrița se reiau de la început, practic. Iată și ceva durități la mijlocul terenului, trec însă bine jucătorii noștri peste acestea. Marius Kindriș, Gondiu intră tare la Kindriș, sunt ceva polițe de plătit. Îmi place foarte mult calmul din jocul lui Elton și dacă vreți și calmul din jocul echipei noastre. Lupu deviază cu capul super pe spate pentru Flavius Iacob în duel cu Friedrich. Câștigă Iacob, scoate în careu, Gugu respinge complet greșit și mi se pare depășită defensiva echipei bistrițene. S-a lăsat un pic de liniște aici la Bistrița, nu că atmosfera ar fi fost apăsătoare, pentru că știm prea bine că și atunci când evoluau la nivelul primei ligi, aici la Bistrița era un public numeros, dar nu erau poate la fel de înflăcărați cum se întâmplă pe alte stadioane. Însă este admirabilă galeria celor de la Gloria. O minge care vine în spate pentru Rus, respinge cu capul, Bradu acolo, încearcă să țină mingea în posesia noastră Marius Lupu și iată o minge trimisă departe de defensivă. Sunt clare problemele pe care le are Gloria Bistrița. Repunere de la marginea terenului pentru echipa noastră. Alba-albaștii trebuie să se întoarcă în jumătatea proprie după ce au rămas minute bune acolo sus. Suntem în minutul 24 al acestei întâlniri, 1-0 după prima reușită în tricoul Corvinului a lui Alexandru Curtean. O deviere cu capul pe spate, acum lui Gondiu până în brațele lui Ștefan Lefter. Parcă s-a mai domolit un pic din ploaie, dar nu pot să spun că s-a încheiat ploaia de tot aici la Bistrița. Costinel Gugu, vă spuneam că nu e în meci Costinel Gugu. Marius Coman, duel 1-1 fizic între cei doi, pune bine piciorul Marius Coman, poate puțin cam tare. Este însă lovitură liberă pentru Gloria Bistrița, a doua minge pe care Costinel Gugu nu o apreciază foarte bine și iată-l pe Adrian Falub, care strigă la elevii săi din defensivă. A văzut bine și problemele din rândul apărării sale, experimentatul Adrian Falub, tehnicianul în vârstă de 51 de ani, care are în palmares, e drept, 3 promovări, însă cu mult timp în urmă, Universitatea Cluj, FCM Târgu Mureș și Unirea Alba Iulia, echipele cu care a promovat Adrian Falup, cel care a calificat Universitatea Cluj și în finala Cupei României în urmă cu mulți ani. A antrenat foarte multe echipe, în mai multe rânduri și la Ucluj. O nouă greșeală acum a lui Friedrich, de care încearcă să profite Antonio Bradu. Dacă în locul lui Antonio Bradu era Marius Coma, nu-l mai prindea nimeni până în careu. Ce greșeală însă în defensiva celor de la Gloria Bistrița. Depășiți puțin jucătorii lui Adrian Falub. O nouă greșeală a lui Abdul. Nicolae Pârvulescu depășește în viteză pe Abdul, cere fault. Continuă posesie, trimite acest balon de urmărire pentru Iacob. Atenție la această fază.
Marius Coman intervine, incredibil, Bodea, a treia intervenție la rând a lui Flaviu Bodea, incredibilă trecerea lui Curtean, vine acolo Marius Coman, Iacob, încă o intervenție a lui Bodea, incredibile intervențiile lui Flaviu Bodea, patru ocazii imense ratate de Corvinul în această primă jumătate de oră, incredibil însă traseul la acea fază a lui Coman, o execuție însă pe acest Flaviu Bodea care menține Gloria Bistrița în joc, sau dacă vreți, menține Gloria Bistrița în acest baraj. Extraordinare intervențiile, a fost o cavalcadă de ocazii cu Iacob acolo, adineauri, a fusese și Pârvulescu. Minute excelente pentru echipa noastră care mi se pare că domină și din punct de vedere fizic acest joc. Pe de altă parte, mi se pare și mai matură și mai răbdătoare echipa lui Florin Maxim. Să vedem însă cum va decurge până la urmă acest joc, din care mai este foarte, foarte mult. De-abia minutul 27, degajare lungă a lui Lefter, în zona în care se află Antonio Bradu, respinge Rus, care vine în zona centrală să strângă spațiul lăsat liber de Gugu. Nu a fost offside la Marius Coman! Marius Coman! Coman! Bară! Incredibilă ocazie ratată de echipa noastră, nu fusese offside la Marius Coman! Uluitor, patru ocazii în interval de doar două minute. N-am mai văzut de mult o dominare atât de copioasă din partea echipei noastre. Uluitor! Scria 2-0 și pe această minge. Marius Kindriș în zona cu Marius Coman. Primește Alexandru Curtean. Curtean înalță această minge în zona care se află Pârvulescu. Curtean în duel cu Abdul, pune mâna acolo, nu faultează. Pârvulescu, acolo vine Rus în susținere. Ține bine de minge Nicolae Pârvulescu. Pasă pentru Marius Kindriș în zona centrală, trebuie să fie atent Kindriș. Pasează pentru Lupu, mai departe pentru Antonio Bradu. Bradu îi pasează lui Lupu. Gol! Gol! 2-0 pentru Corvinul. Faze șnuri create de echipa noastră. Absolut senzațională efortul lui Antonio Bradu, care trimite pentru Marius Lupu, care face 2-0. Fără replică, Gloria Bistrița, absolut impecabilă jumătate de oră pentru echipa noastră din Povești. A încetat ploaia, dar au început golurile în poarta lui Bodea. Cât să mai scoată tânărul portar al celor de la Gloria Bistrița? Patru intervenții salvatoare înaintea golului lui Marius Lupu. Senzațional! Sunt cu mâinile în șolduri jucătorii lui Adrian Falup, care, atenție, pregătește o primă schimbare. Îl văd acolo pe directorul sportiv al celor de la Gloria Bistrița pregătind acea foaie, Aurel Băbuțan. Să vedem cine va fi schimbat. Pariul meu este că va ieși de pe teren Costinel Gugu și va intra în locul său Paul Copaci. Nu văd până acolo destul de clar, dar acum văd numărul înscris pe tricoul gazdelor. Da, în mod normal numărul 23 este acolo. Recuperarea lui Marius Kindriș este, nu este offside, pentru că, ba da, offside în cele din urmă. Marius Coman săltase mingea peste Bodea. Aceste mingi peste apărare sunt letale. Iese de pe teren. Da, am știut, am intuit cât se poate de bine. Dezastros jocul lui Costinel Gugu. Cel care părăsește terenul este înlocuit de jucătorul cu numărul 13. Apoi o să vă spun o scurtă anecdotă legată despre cum se întâmplă în general lucrurile în viață. Intră Luca pe teren. Înaintea startului acestei întâlniri, undeva în zona vestiarelor, Costinel Gugu a venit către jucătorii noștri și a întrebat, cumva zâmbind, unde vă sunt costumele. O aluzie la faptul că echipa noastră vine aproape meci de meci îmbrăcată la costum. Și iată ce se poate întâmpla dacă sunteți din partea celor care cred în karma. E bine...
Un cot acum aplicat de Davorzie acolo, la marginea terenului, în figura lui Flavius Iacob. Suntem în minutul 31, este de departe cea mai bună jumătate de oră a echipei noastre, exceptând jocul pe care l-am făcut cu Unirea Ungheni, acel 6-0. Jumătate de oră în care, repet, am avut 4 ocazii imense, 3 sau 4 intervenții ale lui Bodea, o bară și în cele din urmă 2 goluri. Mă uit cu privirea spre colegul meu, Alexandru Mic, pentru că știu că va avea mult de lucru la rezumatul meciului. O încălcâie a lui Alexandru Curtean, a ieșit soarele între timp, mingea lui Friedrich, care trimite în marginea terenului, nu se înțelesese acolo cu Bodea. Coman face semn către peluza nord, pentru că, repet, este jucătorul care simte cel mai mult faptul că defensiva celor de la Gloria Bistrița este depășită complet de situație. Înmărmuriți și suporterii care au venit la tribuna oficială. Flavius Iacob va arunca de la marginea terenului. Dacă rămân cu acest tonus, cu această prospețime, cu acest mindset, elevii lui Florin Maxim vor pleca cu ceva frumos de aici, de la Bistrița. Lovitură liberă, lovitură indirectă pentru Gloria după un joc periculos al lui Marius Coman. Primește acolo Luca, cel care cred că a intrat în centrul defensivei. Vă spuneam, așteptam să fie Paul Copaci acolo. O minge trimisă în banda dreaptă pentru Georgescu. Georgescu încearcă să-l lanseze pe Gondiu, fără probleme pentru Ștefan Lefter. Sandwich făcut acolo Gondiu între Ionuț Pop și Elton da Silva. Pop preferat în locul lui Rafael Garuti și care până acum se prezintă excelent, juniorul echipei noastre. Pare că se oprește ploaia aici la Bistrița, vreme nu mai bună de fotbal, în ciuda furtunii care a fost înaintea startului acestui joc. Manolache trimite o minge foarte dificilă pentru Bodea, nevoit să degajeze până la Curtean. Curtean, intervenția lui Luca, dar greșește acolo capitanul Alexandru Stoica. Cu mult calm repară Marius Kindri și întoarce spate pentru Alexandru Neacșa. Lăudabil efortul lui Alexandru Stoica, șeptarul celor de la Gloria Bistrița, capitanul echipei lui Adrian Falu. Mi s-a părut cel mai implicat jucător până acum. Însă e foarte greu dacă greșelile din centrul defensivei persistă, va fi deranj mare, cum a fost până acum, ce-i drept. Georgescu schimbă direcția până în zona centrală pentru Manolache. Manolache a coborât în centrul defensivei în locul lui Costinel Gugu, iar în zona centrală a trecut nou intratul Luca. Aceasta este schimbarea tactică a lui Adrian Falub. Copac este încă pe banca de rezerve, o fi având ceva probleme medicale, nu știu, dar este apt de joc. O minge între cei doi jucători ai noștri, Alexandru Neacșa, ușor păcălit, a ieșit Elton, încearcă o schimbare de direcție acolo, Luca, trebuie să fie atent Marius Lupu, îi dă posibilitatea lui Țica să se apropie, Lupu se repliază foarte bine, cade, dar nu este lovitură liberă, va fi aruncare de la marginea terenului pentru Gloria Bistrița. Țica întoarce în spate pentru Harald Friedrich, centrarea lui Friedrich deviată și va fi corner. Harald Friedrich, jucător sosit în iarnă la Gloria Bistrița de la Ripensia Timișoara, este la prima sa experiență în afara județului Timiș. A trecut pe la multe formații de acolo, inclusiv ACS Poli într-o perioadă. A jucat însă foarte mult și la nivelul ligii secunde pentru Gloria Bistrița. Un prim corner după o lungă perioadă în care s-a jucat eminamente în jumătatea Bistriței. Stoica este cel care va executa această lovitură de la colțul terenului. Spuneam, sunt jucători cu talie. Echipa noastră trebuie să aibă atenție, trebuie să aibă grijă, însă sunt convins că știu foarte bine aceste lucruri. În ceva probleme, cred, nu? Sunt semne către central, pentru că Bodea, șireturile lui Bodea sunt legate de Abdul, rămas în defensivă, nu se poate întrerupe jocul, oricum sunt parlamentari acolo ale centralului Robert Avram cu jucătorii aflați în careul mic. Centrarea lui Stoica vine pe prima bară, respinge foarte bine de acolo Marius Coman, montat Marius Coman. Alexandru Neacșa aproape să câștige duelul, posibilitatea de contraatac pentru echipa noastră cu Marius Coman acolo, vine Friedrich, îl seceră pe Marius Coman, care mai primește și o minge în figură de la Țica.
Lovitură liberă pentru echipa noastră, însă maniera de arbitraj a lui Robert Avram este una modernă. Preferă să stea de vorbă cu jucătorii înainte de a acorda avertizmente. S-a văzut acest lucru până acum. Sunt de altfel și informații pe care le știm și le culegem înaintea unor astfel de jocuri despre brigada de arbitri. Robert Avram, un arbitru, vă spuneam, experimentat, arbitrează din 2009. A mai arbitrat în acest sezon Gloria Bistrița la nivelul Ligii a 3-a. Ce contraatac am avut însă, Adineauri. 36 minutul, conform cronometrului pe care îl ținem în colțul din stânga al ecranului. Să vedem dacă se întâmplă ceva, este o schemă, Alexandru Neacșa trimite pe bara a doua pentru Elton! Trece pe suminge Elton, bună centrarea lui Neacșa, aplauze din partea Peluzei Nord, foarte, foarte montați elevii lui Florin Maxim. Echipa noastră a sosit luni seara aici la Bistrița, a efectuat un antrenament ieri la prundul Bârgăului, a încercat acolo Antonio Bradu să-i fure mingea lui Rus, aplaudat de către juniorii clubului nostru, care se află exact în extremitatea din partea stângă a tribunei oficiale. Au cântat și ei alături de galerie. Conform regulamentului, tinerii sau juniorii clubului nu au voie să stea unde este, unde sunt ultra și o greșeală mare a lui Manolache. N-am înțeles ce a dictat la această fază centralul, cred că un fault al lui Coman. Cât de sus stau băieții noștri. Antonio Bradul face pe acolo pe adversarul său să trimite în marginea terenului și ca să folosesc un termen din box, cei de la Gloria Bistrița sunt momentan groghi. Aceste greșeli, aceste mingi ușoare, aceste greșeli neforțate cu baloane trimise în marginea terenului nu spun nimic altceva decât acest lucru. Alexandru Neacșa, Marius Kindriș alunecă, frumoasă trecerea lui Stoica pe lângă Bradu, deschide în zonă centrală pentru Abdul, care trimite mai departe pentru Carl Davorzie. Nu este nici pentru el, nici pentru Țica această minge. A anihilat complet jucătorul de origine ganeză, Davorzie. Vă spuneam, Burkina Bezul Yame Ogo este pe banca de rezerve și foarte probabil îl vom vedea și pe el în repriza secundă, probabil pe teren. Mai sunt acolo pe banca de rezerve pentru Gloria Bistrița Darius Buia, fostul jucător Darius Buia. De asemenea, Marius Curtuiuș, fostul jucător al UTEI. Și Ovidiu Stoianov, 37 de ani spre 38 pentru fostul jucător de primă ligă. Aplauze pentru eforturile corviniștilor care au făcut o primă repriză excelentă din toate punctele de vedere. Cred că s-a jucat undeva în proporție de 75% în jumătatea celor de la Gloria Bistrița. Lupu trebuie să-l ferească acolo pe Abdul. Va fi aruncare de la marginea terenului pentru că nu a mai ridicat piciorul. Goluri marcate așadar din penalti de Alexandru Curtean și din acțiune de Marius Lupu. Formația noastră a mai avut o minge în bară și alte 4 baloane respinse de Flaviu Bodea. Minge către Fane Lefter în defensivă. Trebuie să fie atent aici Alexandru Neacșa pentru că e în presiune constantă. Nicolae Pârvulescu, faultat clar. Foarte, foarte bun arbitrajul lui Robert Avram până în acest minut. Soarele este undeva în spatele nostru, să știți că plouă cu soare. Mai lipsește și un curcubeu, dar l-a lovit cu cotul în spate pe Nicolae Pârvulescu, genul de jucător care oricum nu protestează și preferă să nu stea întins pe teren fără motiv. Trebuie să spunem că pe măsură ce ne apropiem de pauză, dar să vedem această lovitură liberă cu o minge trimisă plouat de Alexandru Curtean în marginea careului. Acolo este Marius Coman, scoate pentru Nicolae Pârvulescu, șutul lui Pârvulescu reținut de Bodea. Să vedem dacă acesta îl va lansa. Nu, greșește pentru că alunecă. Lupu retrimite, incredibil, seriile de greșeli defensive ale celor de la Gloria Bistrița. E adevărat, la această fază a alunecat portarul lui Adrian Falub. O minge pe banda stângă acum cu Țica, întorcând în spate pentru Harald Friedrich.
Friedrich pentru Antoniu Manolache, un jucător care putea ajuta la mijlocul terenului, dar din momentul în care el a fost retras în spate după schimbarea lui Costinel Gugu, cred că suferă și din punct de vedere al creativității Gloria Bistrița. Foarte bună implicarea lui Marius Lupu, care și-a făcut în față această minge cu capul. Manolache, bine de tot stă echipa noastră pe teren în acest moment, a avut poate 2-3 minute în care n-a arătat bine în defensivă în debutul jocului, în rest totul a fost excelent. Am văzut o minge ridicată acolo, doi jucători a echipei noastre sunt căzuți pe teren, unul dintre ei este Flavius Iacob, iată-l pe Bradu care poartă un duel de la distanță cu Gondiu, vine acolo și îl busculează și Marius Coman. Sunt scurte momente de tensiune, dar sunt inerente având în vedere miza acestei partide, miza acestui baraj. În cădere, Davorzie l-a secerat și pe Flavius Iacob, dar cred că involuntar. Și pentru că suntem aproape de pauză, pot să spun și să vă mulțumesc în acest timp și în numele colegului meu, Alexandru Mic, pentru că ne urmăriți cu atâta interes. Am depășit orice audiență în ceea ce privește partidele transmise în acest sezon pe canalul nostru de YouTube și vă mulțumim pentru acest lucru. Nu uitați, și partida din retur de la Hunedoara va fi transmisă în direct pe canalul nostru de YouTube, dar trebuie să recunosc că acolo ne interesează mai mult prezența în număr cât mai mare în tribune, asta și pentru că ne dorim un stadion plin și pentru că acești băieți merită și nu numai în urma prestației de astăzi. Plouă din nou tare aici la Bistrița, Flavius Iacob nu se complică, trimite o minge de urmărire în spatele defensivei celor de la Gloria, Harald Friedrich îl are aproape pe Nicolae Pârvulescu, este nevoit să scoată până în zona în care se află Antonio Bradu, Antonio Bradu lasă mingea să cadă un jucător al Bistriței, acolo a venit Marius Coman, foarte bună repriza făcută de Marius Coman în ciuda ratărilor pe care le-am văzut în direct, dar implicarea sa este una de jos pălăria, peste 20 de goluri marcate de Marius Coman în acest sezon. Abdul aproape de a pierde în fața lui Antonio Bradu. Suntem aproape de pauză, ambele echipe își mai dozează din energie. Manolache mai departe pentru Rus, în spate pentru, mai în față, scuze, pentru Luca, tras de tricou de Marius Kindrich, lovitură liberă pentru Gloria Bistrița, care, dacă nu va executa repede sau rapid, va trimite o minge plouată în careu. Spuneam că e foarte probabil ca jucătorii celor de la Gloria Bistrița să abuzeze de astfel de mingi și în a doua repriză, dar și pe acest final de repriză, pentru că, din punct de vedere tactic, în zona centrală au fost închiși foarte bine de o linie mediană foarte mobilă a echipei noastre, cu Marius Kindrich, Alexandru Curtean, Antonio Bradu acolo, sare peste minge Manolache, Georgescu, este o schemă care nu duce însă la nimic bun și dezamăgire vădită din partea fanilor. Cred că este un record de audiență și în ceea ce privește Arena Jean Pădureanu, sunt peste 4.000, chiar 5.000 de spectatori în acest moment și plouă puternic aici la Bistrița, după cum puteți vedea pe această transmisiune. Terenul însă se prezintă în condiții excelente. Am uitat să spun aceste lucruri odată cu debutul fulminant de meci. O suprafață de joc aproape impecabilă aici la Bistrița. Așa era și pe vremea când echipa evolua în prima ligă. Așa este și acum la nivelul ligii a treia. Un joc de viteză poți să dezvolți pe acest teren. Fault la Gondiu și este cartonaș galben pe care îl vede Elton da Silva. În acest minut 45, Elton va trebui să aibă grijă în repriza secundă. A jucat impecabil Elton în cuplu, în zona centrală, acolo cu Ionuț Rus. Este însă primul jucător avertizat. Să vedem câte minute suplimentare vor fi pentru această primă repriză. Centralul Robert Avra mai poartă un dialog cu Alexandru Curtean. În mod normal, mai mult de 2 minute suplimentare nu văd de ce ar fi pentru această primă repriză, dominată categoric de echipa noastră, care conduce cu 2-0 după reușita din penalti a lui Alexandru Curtean și după golul lui Lupu. Vă reamintesc însă că am mai avut alte 4 mari ocazii de a deschide, de a marca mai multe goluri. Georgescu, o minge ploată pe bara a doua, doi jucători a echipei noastre resping, de fapt unul, îmi cer scuze, Marius Lupu a fost acolo, pe minge erau doi jucători, un balon care trebuie să ajungă în brațele lui Ștefan Lefter.
în ce în ce mai sigure și intervențiile lui Ștefan Lefter. A avut puține emoții la acea minge din minutul 2, când a avut nevoie de două parade pentru a respinge, dar a trecut bine peste acel moment întreaga defensivă din fața sa. Abdul cu capul pentru Țica. A reapărut ceva mai vioi în joc acest Gondiu, jucător original din Republica Moldova. Gondiu scoate în banda dreaptă acum pentru Alexandru Georgescu. Georgescu se așează mingea, centrează pe bara a doua. Acolo vin trei jucători ai celor de la Gloria Bistrița, care se încurcă însă. Flavius Iaco pleacă într-una din cursele sale, care l-au făcut cunoscut, dacă aș putea spune, la Corvinul în acest tricou alb-albastru. Obține exact ceea ce și-a dorit de la această fază, și anume o lovitură liberă care să taie din elanul celor de la Gloria Bistrița. N-am văzut sincer câte minute de prelungire au fost indicate de către central. Avem și un arbitru de rezervă ce-i drept pentru acest joc. Marius Kindriș comige pentru Lupu, recâștigă și se repoziționează Harald Friedrich. Și iată ce vorbeam despre aceste mingi trimise lung până spre defensiva noastră, care nu dau roade deocamdată pentru Gloria Bistrița. În posesie Ștefan Lefter, foarte probabil să ne apropiem de finalul primei reprize aici la Bistrița. Noi suntem uzi luarcă aici în locul din care facem această transmisiune, însă nu mai contează acest lucru atâta vreme cât alb-albaștrii vor pleca cu victorie de aici. Luca, într-o zonă în care ar fi trebuit într-adevăr să fie Țica, s-a repliat Marius Lupu și protejează acolo și în mod normal cred că a fost una dintre ultimele acțiuni ale acestei prime reprize furtunoase de-a dreptul pentru echipa noastră. E pauză aici pe arena Jean Pădureanu. 2-0 după primele 45 de minute, goluri marcate de Alexandru Curtean și de către Marius Lupu după o repriză aproape perfectă făcută de echipa antrenată de Florin Maxim. Ne reauzim în transmisiune directă după 15 minute.
Am revenit în transmisiune directă pe arena Jean Pădureanu pentru startul reprizei secunde. Vom porni de la 2-0 pentru formația noastră, goluri marcate în minutele 20 și 29. Primul de Alexandru Curtean dintr-o lovitură de la 11 metri obținută după un fault al lui Bodea asupra lui Marius Coman, fault cât se poate de clar. A doua reușită a lui Marius Lupu după o insistență a lui Antonio Bradu și o finalizare din interiorul careului. O primă repriză de vis pentru echipa noastră, care a mai avut patru ocazii monumentale de a marca, printre acestea și o bară. De partea cealaltă, Gloria Bistriță a fost periculoasă în debutul primului meci, când Lefter a intervenit de două ori, apoi Antoniu Manolache a fost cel care a tras un șut de la distanță. A fost retras apoi în centrul defensivei pentru că Andrian Falub l-a lăsat la vestiare după o primă jumătate de oră absolut modestă pe Costinel Gugu. Suntem aproape de startul reprizei secunde, nicio modificare în echipa lui Florin Maxim, după cum probabil vedeți și dumneavoastră pe teren. Între timp s-a întețit însă vântul aici la Bistrița, numai de vânt nu mai aveam nevoie din locul în care ne aflăm noi. În fine, nu mai contează acest lucru. Un prim atac sau o primă minge trimisă în față de către jucătorii noștri din linia mediană. Marius Kindriș pentru Antonio Bradu, care luftează însă și permite lui Rus să recupereze. Între timp, mingea a trecut pe la Abdul și mai departe de la Friedrich către o intrare a lui Coman asupra lui Abdul. Încerc să îmi dau seama dacă și la Bistrița s-au făcut câteva modificări sau nu. În continuare, Davorzie este pe teren. Am avut scurta impresie că în locul său a intrat Yame Ogo. Un singur cartonaș galben acordat în prima repriză, văzut chiar pe final de Elton Da Silva. Sunt curios dacă Adrian Falub a reușit să remedieze marile carențe defensive ale echipei sale. Foarte interesant, pentru că Adrian Falub este recunoscut ca fiind un antrenor care pune mult accent pe defensivă, pe un joc mai economicos, dacă vreți. Probabil vor încerca să obțină cât mai multe lovituri libere, precum cea pe care tocmai ați văzut-o, cei de la Gloria Bistrița, de a trimite mingi în apărare, de a pune presiune asupra defensivei lui Florin Maxim. E la fel de adevărat că poate cu încă un gol echipa noastră ar fi rezolvat complet soarta acestei partide și, de ce nu, în linii mari și soarta acestui baraj. Chiar și așa, are 2-0, execută Friedrich cu mult efect, bine, într-o zonă în care se află Marius Coman, mingea sare la Gondiu, care reia dezamăgitor înspre peluza, mă rog, acel sector tampon lăsat de organizatori între suporterii de la tribuna întâi și membrii peluzei Nord Hunedoara. Membrii ai galeriei care și-au făcut datoria din plin și au cântat și s-au și bucurat cu jucătorii de acolo din sectorul în care, sectorul care le-a fost repartizat. Bate vântul înspre poarta lui Bodea. Nu știu cât contează acest lucru în economia acestei reprize secunde. O minge primită de Abdul în zonă centrală. A pierdut foarte multe mingi în prima repriză jucătorul ganez, cel puțin așa mi se pare mie. Foarte bun efortul lui Curtean, recuperare și posibilitate de contraatac pentru echipa noastră. Coman l-a așteptat bine pe Marius Lupu, liber. Pe partea cealaltă este Nicolae Pârvulescu. O minge degajată greșit până la Alexandru Curtean, care își face mingea, dar trimite peste poartă. Venise în întâmpinare din spate Abdul, Adam Abdul, jucător ganez care aparține de CFR Cluj, la fel ca numărul 88, Carl Davorzie. Davorzie, un nume nici de cum ganez, ci mai degrabă un nume așa cu o terminație gruzină. Marius Kindriș, combinații rapide la mijlocul terenului pentru echipa noastră, Antonio Bradu, apoi Marius Kindriș, Marius Coman, ține bine de minge Marius Coman, foarte bună prima repriză făcută de el, în ideea în care, deși a ratat mai multe ocazii, a avut determinare, foarte multă forță în joc, a scos acel penalti, putea marca, putea să marcheze cel puțin în două rânduri, însă ceva îmi spune că la a treia încercare nu va mai rata golgheterul seriei. La pauză în celălalt meci, o jumătate de surpriză. Unirea Ungheni-FC Bihor 0-0. Deși FC Bihor era văzută de foarte multă lume ca favorită, e drept, mai sunt 45 de minute și un retur la Oradea. Iar acest lucru nu e de aici de acolo.
O nouă greșeală după o minge plecată din defensivă, dar n-a putut să pună bine piciorul pe minge Marius Kindi și acolo și să dea oportunitatea unui nou contraatac. Davorzie în banda dreaptă, trece în viteză de doi adversari, Davorzie este în marginea careului, minge care lovește pe Kindri și se cere hands, însă nu se acordă lovitură de la 11 metri. Va fi însă un prim corner pentru formația bistrițeană. Am avut în pauză impresia că ploaia ne va slăbi, însă nici de cum, plouă și mai tare și bate un vânt și mai puternic. E aproape o vreme de septembrie aici la Bistrița, dar e genul acela de deplasare pe care să sperăm că o vom ține minte, mai ales prin scorul înscris pe tabelă. Corner pentru Gloria Bistrița, cu o minge deviată cu capul de Gondiu, probleme în centrul defensivei pentru un jucător al echipei noastre, trimite departe în marginea terenului Fane Lefter. Probleme pentru Iacob, șicanat acolo în centrul defensivei de unul dintre adversarii săi. Și să sperăm că nu va fi o problemă destul de gravă pentru Iacob, care nu știu dacă nu cumva a aterizat greșit pe picior, se ține de piciorul drept. Așteaptă cu mâinile la spate Florin Maxim și verdictul doctorului nostru, care a ajuns în acea zonă. Dincolo de efortul pe care l-au făcut băieții lui Florin Maxim, mai trebuie scoasă în evidență și atitudinea foarte bună arătată de aceștia. Șchiopătează vizibil China, se așează în afara terenului, să sperăm că va putea continua. Este unul dintre jucătorii cei mai iubiți ai Corvinului. În mod normal ar trebui să ne revină această minge. Așa se și întâmplă, deși în preajma balonului era acest Davorzie. Nu mai poate continua Flavius Iacob, a călcat greșit. E, uite că e un lucru de care nu aveam nevoie. În defensivă va trebui să regândească puțin lucrurile Florin Maxim în acest moment. Să vedem dacă va putea continua. Strânge din dinți acolo Flavius Iacob. În continuare are nevoie de doctorul echipei noastre pentru a se ridica, dar nu cred că mai poate continua. Degajează Lefter, Coman în duel cu Manolache, ușor împins din spate de Bradu și se acordă lovitură liberă. Vă spuneam că vor încerca să abuzeze de astfel de mingi jucătorii Gloriei Bistrița. Da, și Flavius Iacob nu mai continuă. Moment în care pe teren cel mai probabil își va face apariția Rafael Garuti în centrul defensivei pentru ca Ionuț Pop să treacă fundaș dreapta. Cert este că echipa noastră joacă cu un om în minus. Centrare boxată de Lefter până la Coman. Coman trebuie să fie atent ce preluare își face acolo. Vine mingea din spate. Abdul trage în blocajul lui Alexandru Neacșa și o minge trimisă de Georgescu mult peste poartă. Rafael Garuti pregătit să intre, vă spuneam, va face cuplu de fundaș central cu Elton și Ionuț Pop va trece fundaș dreapta, așteptată confirmarea din partea lui Florin Maxim. Ghinion mare pentru Flavius Iacob, însă în astfel de bătălii mai cad și unii dintre soldați, cum se spune. Sperăm însă că accidentarea sa nu va fi de lungă durată, deși nu calcă pe glezne, iar asta nu este un semn tocmai bun. Intră Rafael Garuti. Suntem în minutul 53 al acestei întâlniri. Chiar dacă am mai spus-o și pe durata primei reprize, sunt, cred, fără modestie de lăudat și eforturile pe care le facem pentru a transmite astfel de partide. În condițiile în care le transmitem, vă spuneam, plouă puternic la Bistrița, nu avem niciun acoperiș pentru că una dintre cabinele care în mod normal erau rezervate celor care să transmită această partidă este ocupată de cei care fac transmisiunea pentru Gloria Bistrița, cealaltă este dezafectată, astfel că am venit aici sus deasupra acoperișului. Este demn de lăudat și efortul pe care îl face colegul meu Alexandru Mic, pentru că el filmează și în același timp ține și o umbrelă în mână și v-am pictat mai mult decât clar, cred, peisajul acestei deplasări pe care sperăm să o ținem minte foarte mult timp. Alexandru Curtean înaintează în viteză Alexandru Neacșa. Alexandru Neacșa a încercat o minge în față pentru Marius Coman, reîntoarce Coman pentru Nicolae Pârvulescu. Pârvulescu care a avut și el două mari șanse de a marca în prima repriză. Trimite în blocajul unui adversar, stă bine de tot acolo pe picioare Alexandru Neacșa, care trimite o pasă cu călcâiul printre picioarele lui Stoica. Minge pentru Lupu, care nu mai poate ține însă balonul. A avut vreme și de un artificiu tehnic Alexandru Neacșa,
care, cu ghilimelele de rigoare, l-a cam băgat în buzunar pe Alexandru Stoica în prima repriză. Mai este însă de jucat, probabil cu tot cu prelungiri, în jur de 40 de minute aici la Bistrița. Ionuț Pop în duel cu Davorzie. Prima atingere de balon pentru Rafael Garuti, intrat în locul accidentatului Iacob, trimite un balon de urmărire pentru Coman, se bate acolo cu Friedrich și îl faultează. Nu trebuie să protesteze Marius Coman pentru că l-a tras de umăr pe fostul jucător al Ripensiei. E începutul de repriză pe care îl așteptam. Bihorul între timp a deschis scorul la Ungheni, are 1-0 în celălalt baraj, o nouă lovitură liberă, s-au înmulțit foarte, foarte mult aceste lovituri libere pentru echipa antrenată de Adrian Falub. Foarte bună intervenția lui Alexandru Curtean, care are acel gest pe care îl fac de foarte multe ori cei care sunt în ring. Am văzut asta și în fotbalul de sală, se încurajează pentru fiecare reușită. Nu mai este același ritm din prima repriză și e și normal cumva. În prima repriză am dictat ritmul din toate punctele de vedere. Acum Gloria Bistrița este nevoită să facă acest lucru dacă dorește să mai scoată ceva din această partidă. Încă o greșeală a lui Abdul, o nouă minge primită de Marius Coman în duel cu Manolache. Marius Coman care mingea, nu poate să-i trimită în diagonală lui Nicolae Pârvulescu. Mingea se întoarce în cele din urmă la Bodea, care trebuie să degajeze, spuneam, contra vântului cumva. Alexandru Curtean cu capul pe spate recuperează Gondiu, care îl depășește din șoldă pe Kindriș, însă nu poate trece de ceea ce este zidul Elton da Silva, cel care a văzut un cartonaș galben în prima repriză. Să urmărim această minge trimisă de Curtean pentru Pârvulescu și un nou fault sancționat de arbitrul piteștean Robert Avram. Cred că sunt undeva în jur de 7 lovituri indirecte primite de Gloria Bistrița în debutul acestei reprize secunde. Țica, o minge de urmărire pentru Davorzie, dublat acolo excelent de Ionuț Pop, care trimite în marginea terenului. Impresionant efortul făcut de Ionuț Pop în prima repriză și în general pe finalul de sezon. Ionuț Pop a crescut extrem de mult, vă reamintesc că este junior, da, Ionuț Pop venit tot de la Liga a 3-a, de la Crișul Chișineu Criș. S-a integrat foarte repede aici la Hunedoara, a prins bine în grupul pe care l-a creat Florin Maxim și e foarte greu de scos din teren, dintre titulari, pentru că iată mai nou joacă și ca fundaș dreapta. Au coborât mult liniile echipei noastre în debutul acestei reprize secunde. Harald Friedrich, jucător de picior stâng, un alt jucător de picior stâng, acum Alberto Țica. Țica în duel cu Marius Lupu, întoarce pentru Abdul. Abdul trebuie să schimbe direcția pentru că nu avea cu cine pasa. Trimite o minge de urmărire pentru Stoica, lovește bine cu capul acolo Neacșa și trimite în marginea terenului, de unde va repune Alexandru Georgescu. O nouă modificare în formația lui Adrian Falub. Iese de pe teren Gondiu, care la fel a făcut un joc destul de modest spre deosebire de așteptările pe care le aveam sau încă le au și suporterii bistrițeni. A intrat pe teren în locul său cu numărul 11. Este vorba de Savu, un alt tânăr jucător, pentru că vorbim de juniori. Trebuie schimbați ca vârstă. Stoica, intervine bine Lupu, care a făcut foarte bine și faza defensivă, încearcă să țină de minge Nicolae Pârvulescu, trebuie să aibă grijă la modul în care aterizează, pentru că l-am văzut pe Iacob ce probleme a avut. Încerc să scrutez banca de rezerve a echipei noastre să văd dacă acolo este Iacob. Da, este Iacob, care cred că însă are și o pungă de gheață pe gleznă. Este însă departe de locul în care ne aflăm noi. Antonio Bradu a încercat o minge prin spatele defensivei, culeasă de Harald Friedrich, acum Abdul, ceva mai mult spațiu de manevră în zona centrală pentru Bistrițeni, o nouă minge destul de grea, destul de greoaie a lui Abdul, care mi s-a părut că nu a intrat bine în joc și a continuat în același ritm. Manolache, fără doar și poate, unul dintre stâlpii jocului Gloriei Bistrița, chiar dacă joacă în zonă centrală, chiar dacă o face în defensivă. Țica centrează în forță, atenție la această minge, cred că ușor atinsă de Nicolae Pârvulescu, să vedem, nu?
Georgescu nu lasă mingea afară, întoarce în spate pentru Rus, care e nevoit să dea balonul mai în spate pentru Antoniu Manolache. Circulație bună la această fază pentru Gloria Bistrița. Harald Friedrich înalță un balon, acolo este Rafael Garuti, trimite până în apropierea lui Marius Kindrich. Nu poate ține de minge, nu ajunge la minge de fapt Marius Kindrich. Abdul trimite în zona opusă, o nouă centrare în careul, depășește pe Davorzi această minge. Lupu încearcă să prindă balonul trimis cu capul de Antonio Bradu, foarte hotărât și determinat, l-am văzut și pe Antonio Bradu în prima repriză, agresiv exact pe cât trebuie, dar în stilul lui caracteristic, o frumoasă trecere a lui Țica printre picioarele lui Marius Lupu. N-a mai putut continua tot el mingea. Acum Rus în posesie. Rus privește spre poartă, îl driblează pe Alexandru Curtean, trage Rus, însă mingea lui merge peste poartă. Doar șuturi peste poartă au avut cei de la Gloria Bistrița și în prima repriză și mai cu seamă în această repriză secundă în care jocul lor a crescut puțin din punct de vedere ofensiv, în ideea în care, repet, trebuiau să atace. Cred că s-au cam dus și norii de ploaie, ne-a lăsat și acel vânt puternic. Am intrat în minutul 60 al acestei întâlniri. Elton cu capul în zona stângă, acolo este Alexandru Neacșa, care trimite o minge lungă spre Nicolae Pârvulescu, respinge Rus, balonul îi revine lui Nicolae Pârvulescu, care îl depășește în viteză pe Rus. Nicolae Pârvulescu, jucător de picior stâng, Pârvulescu îl mai driblează o dată pe Rus, Pârvulescu pătrunde în careu, scoate într-o zonă în care se afla Antonio Bradu, a respins de acolo celălalt Antoniu Manolache. Mă spuneam, am fost jucător la Petrolul, printre altele. Intervenție bună la marginea terenului al lui Alexandru Curtean, care face de departe unul dintre cele mai bune jocuri ale sale aici la Hunedoara. Este genul de meci pentru care a fost adus Alexandru Curtean la Hunedoara. Cu calmul său, cu experiența sa la mijlocul terenului, cu astfel de intrări care au scopul de a rupe ritmul. Aici se poate face diferența în meciurile de baraj. Harald Friedrich minge într-o zonă în care se află doar Elton. Mă aștept cât de curând să-l vedem în teren și pe Yame Ogo, poate și pe Darius Buia. O minge trimisă de Stoica pentru Țica. Țica a încercat să treacă mingea printre picioarele lui Ionuț Pop. Va fi doar aruncare de la marginea terenului. Încă o dată, încă o intervenție foarte bună a lui Ionuț Pop. Florin Maxim le cere jucătorilor săi mai multă concentrare și eventual să încerce să scoată puțin echipa adversă din jumătatea noastră. Nu poate controla Georgescu această minge, același Rus întoarce pentru Georgescu. Georgescu trimite în careu acolo, minge bună, se repliază scurt jucătorii noștri. Davorzie în careu, se încurcă puțin cu un coleg. Elton trebuie să aibă grijă pentru că are cartonaș galben, puternicul Elton da Silva. Nu îi dă nicio șansă în acest moment lui Davorzie. Curtean este și el acolo și este aruncare de la marginea terenului pentru echipa noastră, care se apără impecabil la această fază. Aruncare de la marginea terenului pentru echipa noastră, a repus Alexandru Neacșa și înaintăm ca la rugby cu acea linie. Două modificări operate de Adrian Falub, una forțată de Florin Maxim, odată cu accidentarea lui Flavius Iacob, cel care a făcut o primă repriză foarte, foarte bună. A aterizat însă greșit în debutul reprizei secunde și are probleme la gleznă, să sperăm însă că nu sunt probleme serioase. Din nou în zonă centrală, bistrițenii cu Stoica recuperează excelent Antonio Bradu și putem porni pe un nou contraatac. Antonio Bradu pasă în margine pentru Nicolae Pârvulescu, prea puțini oameni am dus însă la această fază de atac. Reprimește Antonio Bradu, care scoate undeva în zona în care se află Marius Coman, a făcut paravan Coman pentru Lupu, era la distanță însă Lupu. Pop, trebuie să fii atent, Pop aici, pentru că putea pune pe contraatac echipa gazdă. N-a stat bine spre norocul lui Ionuț Pop și Alexandru Stoica. A fost ușor indecis la această fază Ionuț Pop, s-a încurcat cu Marius Lupu, dar a fost din nou deranj în banda stângă a echipei bistrițene, în banda dreaptă, în ce scuze, pe flancul stâng al echipei noastre. Elton a îndepărtat pericolul, trimițând până la Harald Friedrich, care trebuie să o ia de la zero și să încerce să inițieze un nou contraatac. Întoarce în spate pentru Manolache.
Mi-a plăcut Manolache pentru modul în care a calmat situațiile extrem de fierbinți din centrul defensivei bistrițene după repriza de coșmar sau jumătatea de oră de coșmar avută de Costinel Gugu. Mingea lui Neacșa pentru Marius Coman, pe viteză, Marius Coman. Marius Coman în marginea careului, reușește să-i paseze lui Marius Lupu, în careu Lupu, întoarce un adversar, încearcă să tragă cu stângul pe colțul scurt. Frumoasă intenția lui Marius Lupu, atenție însă, sunt probleme și pentru jucătorul nostru care cred că are crampe, trimite cu mult fair play Bodea în marginea terenului și vor fi trei schimbări operate de Adrian Falub. Iame Ogo, Marius Curtuiuș este și el acolo, experimentatul jucător al Gloriei Bistrița, cel care cred că va intra primul, și mai este un jucător pentru Gloria. Este vorba de Vasile Bogdan. Bogdan Vasile, jucător cu experiență, intră pe teren pentru echipa lui Adrian Falub. Iese Abdul, din ce-mi dau seama. A mai ieșit un jucător, este vorba de Georgescu. Intră așadar Curtuiuș, Bogdan Vasile și Iame Ogo. Și cine a mai ieșit? Abdul, Georgescu. Și, în mod normal, mai trebuie să mai iasă un jucător de pe teren. Probabil s-a întâmplat acest lucru, dar, să fiu sincer, n-am observat și ultima modificare. Capitan este Curtuiuș, asta înseamnă că a ieșit de pe teren Stoica. Nu mai are modificări la dispoziție Adrian Falub. Florin Maxim are la dispoziție 4 schimbări. Manolache cu capul sus încearcă să trimită o minge lungă. L-am văzut pe Friedrich, balon trimis în blocajul lui Antonio Bradu, cu ceva noroc rămâne balonul la Alexandru Curtean. Alexandru Curtean l-a depășit pe Luca, îi pasează în marginea terenului Nicolae Pârvulescu. Vine Luca în dublaj, Pârvulescu rămâne în posesie, talonat de doi jucători ai Bistriței, pătrunde în careu. Nicolae Pârvulescu scoate în fața porții, Bodea reține acolo. Încearcă să ducă mingea mai mult în careu echipa noastră, spre deosebire de jocul ceva mai direct, aș spune, din prima repriză, dar la fel de adevărat e că parcă și Gloria Bistrița s-a așezat un pic mai bine în defensivă. Bogdan Vasile în posesie, un alt jucător cu experiență, îi pasează lui Luca, se regrupează fără să faulteze, mi s-a părut Marius Coman, se dă fault în cele din urmă. E multă liniște în acest moment la Bistrița. Bogdan Vasile, fost jucător la ASU Politehnica Timișoara în Liga a doua. Este un jucător cu experiență, a mai trecut pe la FK Odorheiu Secuiesc, pe la Chindia Târgoviște și pe la Unirea Slobozia, 28 de ani pentru purtătorul tricoului cu numărul 18, un mijlocaș de travaliu, din ce mi-aduc aminte, din perioada petrecută la Timișoara, destul de iubit de fani pentru efortul pe care îl depunea. Iată-l acum pe Bogdan Vasile, o minge deviată cu călcâiul de Curtuiuș pentru Iame Ogo. Vine Alexandru Neacșa și va fi din nou o lovitură de la colțul terenului pentru Gloria Bistrița. minutul, corner pe care îl execută Iame Ogo, bine merge mingea, respinge încă o dată, imperturbabil Elton, ba mai mult, pune pe contraatac echipa noastră. Nicolae Pârvulescu a fost ajuns însă de mai proaspătul Savu, un alt junior, cel care a intrat în locul lui Gondiu. Friedrich în margine, în banda stângă pentru Țica. Țica avansează cu mingea la picior în zonă centrală pentru Luca, se întoarce balonul la jucătorul cu numărul 13, liber cere Bogdan Vasile, mai departe pentru Friedrich. Friedrich încearcă un șut de la distanță, mingea merge peste poartă, a cerut Bogdan Vasile o pasă în zonă centrală. Au cedat cumva zona centrală deliberată jucătorii lui Florin Maxim, care probabil îi mai lasă să iasă la joc puțin pe cei de la Gloria Bistrița. Mi s-a părut cât se poate de clar că echipa noastră a dominat din punct de vedere fizic prima repriză, ostilitățile.
O nouă degajare foarte bună a lui Fane Lefter pentru Coman, un alt duel aerian câștigat de Coman, însă prin intermediul unui fault, Bogdan Vasile îl caută și îl găsește îndeaproape pe Friedrich. Reprimește Bogdan Vasile, va fi dispecer jucătorul intrat în urmă cu câteva minute, controlat acum de Marius Kindrich, vor bate repede această lovitură liberă. Bogdan Vasile încearcă să găsească o breșă în zonă centrală, îi pasează lui Luca, lipit de tușă un jucător al Bistriței în flancul drept, luat în primire acolo de Nicolae Pârvulescu și faultat de Pârvulescu. O nouă lovitură liberă de care beneficiază Roșnegri. Foarte multe lovituri libere sau lovituri indirecte în această repriză secundă fluierate de Robert Avram. Rămân la ideea că un gol al echipei noastre ar liniști definitiv lucrurile și în ceea ce privește acest joc, dar și barajul în general. Dar, să vedem, mai este de jucat destul de mult aici la Bistrița. În curând oamenii pot renunța și la umbrele, cred, pentru că mai plouă doar răzleț. O minge trimisă în careu, Elton acordă cornerul, nu s-a înțeles acolo cu colegii săi, pentru că nu mai era niciun jucător al Bistriței în apropierea colțului lung. Alexandru Curtean le face semn celor din Peluza Nord să-și continue cântecele, simte momentele foarte bune ale echipei sale. Manolache centrează în zona centrală, Curtuiuș era acolo, așează Friedrich, care trimite cu stângul, o minge peste poartă, cade pe plasă această minge. Lefter a privit cu colțul ochiului și locul în care se afla Yameogo. Da, pun ceva mai multă presiune elevii lui Adrian Falu pe echipa noastră. Avertizat deja odată Ștefan Lefter să nu cumva să tragă de timp. Este un arbitru foarte riguros acest Robert Avram. Am spus-o în prima repriză, a arbitrat aproape fără greșeală. Penaltiul a fost cât se poate de clar. Lupu prelungește cu capul pe spate, Manolache, dacă era un pic mai atent Marius Coman, Manolache rămâne în posesie, are nevoie de mai multe atingeri pentru a controla balonul, îi pasează lui Bogdan Vasile mai departe pentru Țica, cel de la care mă așteptam să urce mult mai mult pe benzi, a fost însă perfect anihilat de jucătorii echipei noastre. Atenție însă la această fază, cu o minge lansată pe Yameogo în duel direct cu Alexandru Neacșa. Yameogo își face o preluare prea largă și va fi doar o repunere din colțul careului mic pentru echipa noastră. A fost prins ușor în spate sau cu un pas în spate Nicolae Pârvulescu. Antonio Bradu, Luca a furat această minge prin intervenția sa, prin alunecare, însă greșește în cele din urmă jucătorul cu numărul 11 al Bistriței, este din dispozitiv Alexandru Neacșa fără să faulteze, era pericol la acea incursiune a lui Yameogo, atenție la flancul stâng care este ușor descoperit, Țica este lipit de tușă, Friedrich trimite în zonă centrală pentru Davorzie, Davorzie își face mingea, își mai face o preluare Davorzie, intervine la minge Elton, Luca trimite în margine, Luca trece de Pârvulescu, centrare în fața porții, trece balonul pe lângă Lupu și în mod normal este aruncare de la marginea terenului pentru echipa noastră. Este o presiune acceptată, un pressing al celor de la Bistrița cu Savu ceva mai activ pe flancul drept. Sunt încurajări venite și din partea sufletistei galerii a celor de la Gloria Bistrița, dar Robert Avram nu lasă loc de interpretări, le cere jucătorilor noștri să trimită cât se poate de repede toate mingile. Fluieră din nou Avram. La această intervenție a lui Lupu nu mai iartă nimic în această repriză secundă centralul acestei întâlniri. Vă spuneam, un central cu foarte multă experiență, o brigadă obișnuită cu rigorile ligii a doua. Observatorul de arbitri este Dan Monea, cel care reprezintă România și în UEFA, la UEFA. Friedrich, centrare cu stângul, slabă, respinge Bradu.
lovește cu capul rus și trimite bine în zona de margine, pentru că era foarte aglomerat zona apărării. O minge care se întoarce la Bodea, pressing constant al lui Nicolae Pârvulescu, care fuge de pe banda stângă până pe banda dreaptă. Friedrich Curtuiuș, busculat acolo de Rafael Garuti. Continuă jocul. Bogdan Vasile scoate în margine pentru același Savu. Savu, talonat de Coman, îl lasă în urmă. Pe acesta șutează însă Modest cu piciorul stâng. Dacă este să vorbim despre nivelul alegerilor pe care le-au făcut din punct de vedere ofensiv bistrițenii, acestea sunt modeste în acest joc. Au ales cam cele mai proaste decizii. Ne aflăm într-un decor, am spus-o, interesant. E adevărat că stadionul din Bistrița a văzut zile mai bune, pentru că nu arată chiar foarte bine în ceea ce privește tribunele, locul în care stau spectatorii, nici vestiarele nu arată prea bine, sincer să fiu. E un stadion vechi, el a fost ridicat în 1930, dar cosmetizat complet în 2008, într-o perioadă în care Gloria Bistrița reprezenta echipa, reprezenta, îmi cer scuze, orașul în prima ligă. Pe acest stadion s-au jucat multe meciuri interesante și cu echipe cu nume din fotbalul european, pentru că Gloria Bistrița a evoluat o bună perioadă de timp, câteva sezoane, în Cupa Cupelor, dar și în acea competiție despre care, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, acea UEFA Intertoto. Au jucat aici Maribor, Real Saragossa, Fiorentina, Atletico Madrid, echipă care a plecat învinsă de aici, de la Bistrița. Poveste romantică a acestei echipe, Gloria Bistrița, e la fel de adevărat o formație cunoscută și din punct de vedere al altor lucruri la nivelul primei ligi. Toată lumea își aduce aminte de prezența sau de personajul care a fost Jean Pădureanu, cel care acum dă numele acestei arene. Între timp e fiesta roșie în galeria celor de la Gloria Bistrița, care au dat drumul la o fumigenă. E exact acea bucată de stadion care e scăldată în soare în acest moment. Noi suntem în continuare la umbră, dar s-a oprit ploaia. Asta e îmbucurător. Țica trimite într-o zonă care se află Ionuț Pop, făcut sandwich Pop între Curtuiuș, acolo și Davorzie, Harald Friedrich. Minge pentru Bogdan Vasile. Bogdan Vasile, mai departe pentru același Carl Davorzie, care a încercat să miște balonul pentru Curtuiuș. Rămân în posesie cei de la Gloria Bistrița. Minge din nou în același flanc drept pentru Savu, centrarea lui Savu pentru Curtuiuș. Lovitura sa de cap se duce alături. Un jucător periculos, acest Marius Curtuiuș, chiar dacă are și el o vârstă apreciabilă. Marius Curtuiuș, 33 de ani, a mai evoluat și în sezoanele precedente pentru Gloria Bistrița. Spuneam că a trecut chiar și pe la CSM Reșița, o altă echipă care evoluează la această oră în barajul de promovare. Dar a jucat și pentru UTA Marius Curtuiuș. Alexandru Curtean l-a văzut pe Bodea ieșit și a trimis după un stop pe piept direct pe poartă. La Ungheni, Unirea Ungheni reușește să egaleze FC Bihor, este 1-1, dar noi urmărim această acțiune periculoasă pentru Gloria Bistrița, cu ea Iameogo șutând în blocajul lui Lefter. Este prima ocazie importantă de gol pentru formația bistrițeană. A respins în corner Lefter, n-a fost chiar cea mai bună finalizare a lui Iameogo, jucător original din Burkina Faso. A evoluat și pentru Chindia Târgoviște, s-a întors în fotbalul românesc la CSC Schellenberg, dar n-a stat prea mult la fosta grupare a lui Florin Maxim. Tot el execută cornerul periculos. O minge trimisă cu capul pe spate, cred că de Rafael Garuti, centrează acum cu piciorul strâng Harald Friedrich. E soarele în ochi, în ochii câtorva dintre fundașii noștri. A intrat bine Rafael Garuti în joc, mi se pare că stă bine pe picioare. Centrare pe bara a doua acum, complet aiurea însă, și va fi
Repunere din careul mic, nu? Out, out. Așteptați să vadă centralul ce decide asistentul de pe această parte. A decis o aruncare de la marginea terenului pentru echipa noastră. Am vorbit de curcubeu în pauză, cred, sau la finalul primei reprize a apărut și curcubeul. Am trecut prin vreo 2-3 anotimpuri la Bistrița și prin fel și fel de trăiri în prima repriză. O primă repriză care a consfințit și rezultatul înregistrat în acest moment pe tabelă. 2-0 pentru echipa noastră. Goluri marcate de Alexandru Curtean din penalti și de Marius Lupu după o acțiune prelungită de atac a echipei noastre. Antonio Brad, o minge la limită, trimite pentru Alexandru Curtean, cât pe aici Bogdan Vasile să fure acest balon. Iată-l pe Alexandru Curtean, ce minge reușește să trimită pentru Nicolae Pârvulescu. Se așează în careu cei doi jucători de atac a echipei noastre. Nicolae Pârvulescu este la marginea careului și închide puțin unghiul, îi pasează în spatele lui Antonio Bradu, calmează Antonio Bradu, întoarce pentru Marius Kindriș, cel care a jucat aproape fără greșeală în prima repriză, nici nu s-a complicat foarte mult. Alexandru Neacșa trimite lipit de tușă, se află Antonio Bradu. Antonio Bradu ține de minge, protejează Antonio Bradu, încearcă să-l dribleze în viteză acolo pe Savu. Va fi însă doar o repunere din careul mic pentru Gloria Bistrița. Suntem în minutul 79. A trecut foarte repede această repriză secundă aici la Bistrița. I-au lăsat pe cei de la Gloria, elevii lui Florin Maxim, să controleze, să stea un pic la butoane în repriza secundă, însă fără a fi foarte periculoși. Mai este însă de jucat. Harald Friedrich, o greșeală a lui Friedrich, recuperează Lupu, care a făcut bine și faza defensivă. Se întoarce balonul la fostul jucător al Ripensiei, trimite pentru Bogdan Vasile. Bogdan Vasile avansează în zonă centrală, îi pasează lui Luca. Acesta deschide încă o dată în banda dreaptă pentru același Savu, centrarea lui Savu pentru Curtuiuș. Aceeași schemă pentru Gloria Bistrița, care n-are deloc un joc elaborat. Se bazează pe aceste mici trimise în forță, în față, pentru experimentatul Marius Curtuiuș. Un jucător însă care poate fi periculos în multe, multe dintre faze dacă îi se dă posibilitatea. Degajare bună a lui Fane Lefter până la celălalt portar. Coman a mai scăzut un pic ritmul, a stat la pândă mai mult în această repriză secundă. De altfel, mi se pare că jocul echipei noastre s-a bazat mai mult pe inițierea unui contraatac care să fie letal și hotărător în această, în această manșă. O nouă lovitură de la colțul terenului pentru echipa noastră, deși Nicolae Pârvulescu este de altă părere. Tot Iame Ogo va executa și sau Friedrich, să vedem. Din nou, jucătorii cu ceva mai mult gabarit ai Gloriei se îndreaptă în careu. Da, n-avea cum să rămână Iame Ogo să trimită acolo, ci mai degrabă acest Harald Friedrich, care centrează bine cu piciorul stâng. Este un jucător de forță. Vă spuneam, a bifat multe minute și în tricoul Ripensiei. Harald Friedrich, centrare cu efect pe bara a doua, încă o dată respinge de netrecut Elton, de netrecut în această partidă. Aruncare de la marginea terenului pentru Gloria Bistrița. S-a auzit din nou fluierul lui Robert Avram. N-am înțeles însă pentru ce, pentru a se repune mai repede, dar e clar că bistrițienii o vor face. Același Harald Friedrich, care centrează cu stângul, o centrare ploată, nu poate fi periculoasă. Iame Ogo este în pressing avansat, Alexandru Neacșa protejează bine, își pune piciorul în fața lui Iame Ogo, ține de minge Alexandru Neacșa. Alexandru Neacșa cu o lansare pentru Nicolae Pârvulescu, prea tare această minge însă, aplaudat efortul lui Neacșa, care a stat foarte bine pe picioare în această partidă. O dublă schimbare pregătită de Florin Maxim, care se pregătește să introducă pe teren, din ce văd, pe Mitran, cred, dacă am văzut bine. Probleme pentru Marius Kindriș la mijlocul terenului, în sfârșit vine o lovitură liberă și pentru echipa noastră și cred că Adrian Mar va intra și el, bistrițean la origini, originar din Beclean. Adrian Mar, aflat, iată, într-o impostază interesantă, are posibilitatea de a elimina echipa pe care probabil o urmărea atunci când era ceva mai tânăr. O schimbare de direcție, țica pe mingea a doua este Ionuț Pop. Ionuț Pop așează pentru același Lupu, neatent ușor Lupu. Ionuț Pop însă nu poate pierde duelul cu Carl Davorzie. Ionuț Pop este într-o creștere de formă impresionantă.
La fel cum, la fel de impresionante sunt cele două galerii, Peluza Nord, Hunedoreană și galeria celor de la Gloria Bistrița, care și-au făcut datoria pe această durată acestui joc. Alunecă Manolache, nu mi s-a părut că a fost faultat de Coman, are din nou ghinion nouarul nostru. Și da, e momentul în care se va face dubla schimbare pentru echipa noastră. Minutul 83, ar mai fi cu tot cu prelungiri vreo 10 minute rămase din această întâlnire. Să vedem cine iese de pe teren, este protejat având în vedere că are și un cartonaș galben și iese de pe teren Elton da Silva. Asta înseamnă că Ionuț Pop trece din nou în zonă centrală. Fundaș dreapta este în mod normal Nicolae Pârvulescu. Adrian Mar probabil va intra fundaș stânga, iar Neacșa va urca în zona mediană. Să vedem, sunt ceva probleme acolo cu schimbările. Intră pe teren juniorul Timotei Mitran, dar și Adiță Mar, ceva parlamentări din partea reprezentanților gazdelor. Elton privește spre Peluza Nord, un meci excelent făcut de fundașul central brazilian. Da, Ionuț Pop trece în zona centrală, Nicolae Pârvulescu este fundaș dreapta și, atenție, Adrian Mar rămâne mijlocaș stânga, rămâne sus. A mai jucat așa echipa noastră. A ieșit de pe teren Alexandru Curtean. Curtean înlocuit de tânărul Mitran, foarte bun jocul făcut de Alex Curtean. Minge acum pentru Țica, foarte bine s-a ținut de el Sky acolo Lupu. Kindriș câștigă la mijlocul terenului, Bradu reușește să împingă balonul spre Marius Coman. Are acel duel 1-1 destul de fizic, Marius Coman cu Harald Friedrich, schimbă direcția. Bogdan Vasile, stop elegant al lui Rus, față în față cu Adimar. Cel mai avansat jucător al echipei noastre este Marius Coman. Bogdan Vasile trimite pentru Curtuiuș, iese faultat acolo Curtuiuș de Rafael Garuti. Mi s-a părut genul de fault scos mai mult de experiența pe care o are Marius Curtuiuș decât de intrarea mai tare a lui Garuti. Ne apropiem ușor, ușor de finalul acestei manșeturi a barajului semifinal de promovare dintre Gloria Bistrița și Corvinul Hunedoara. O lovitură liberă destul de periculoasă pentru gazde. Să vedem cine va executa. Lângă minge este Yameogo, dar posesor al unui șut foarte bun este și acest Harald Friedrich. Să vedem cine va executa. Vine Friedrich, trage în zid. A fost o minge respinsă de Rafael Garuti. Încearcă să pună piciorul pe minge Nicolae Pârvulescu. Nu mai rămâne decât să protejeze. Aruncare de la marginea terenului. Davorzie pentru același neobosit Harald Friedrich. Iese în întâmpinarea sa Marius Kindriș, imperturbabil și el. Aruncare de la marginea terenului pentru Gloria Bistrița. Același Harald Friedrich cu o minge trimisă lung în care o respinge de acolo Rafael Garuti, fără să se întrebuințeze prea tare. Nicolae Pârvulescu trimise și el în marginea terenului. Se caută mingi dinspre copiii de mingi. Harald Friedrich, Țica, iese bine în întâmpinare Antonio Bradu, aruncare de la marginea terenului tot pentru Gloria Bistrița, același Țica. Marius Curtuiuș și o primă intervenție a lui Adrian Mar în duel acolo cu Yameogo. Iese bine și Garuti, trimite pentru Marius Coman. Lupu cu o minge în diagonală, trimisă pentru Timotei Mitran. Senzațională mingea lui Lupu. Timotei Mitran la prima atingere de balon. Mitran scoate Bodea. Aproape de gol acolo juniorul Timotei Mitran. S-a grăbit un pic Bodea, putea să degajeze greșit. Foarte bun efortul lui Timi, care iese acolo în întâmpinare pe fază defensivă. Șansă bună, dar ce minge a trimis Lupu, a tăiat terenul cu acea diagonală Marius Lupu. Putea fi pasă de gol dintr-o fază care poate nu anunța nimic, dintr-o așezare practic. Același Davorzie trimite în partea opusă pentru Alexandru Rus. Rus în marginea careului cu astfel de minge nu se poate face nimic și este penalti. O minge care l-a atins în braț pe Nicolae Pârvulescu și iată cum, dintr-o fază care nu anunța mai nimic, se obține o lovitură de la 11 metri. (Fie)
Ghinion la această fază pentru Nicolae Pârvulescu, care n-a avut ce să facă. Suntem în minutul 88, un cartonaș galben pe care îl vede Ștefan Lefterce, care a încercat să-l tachineze puțin pe Manolache, pregătit să execute jucător de picior stâng Manolache. Ar fi, dacă e gol, o reușită care ar putea dinamita acest final de meci. Aș spune ușor nemeritat sau poate chiar mai mult nemeritat ceea ce se întâmplă în acest moment. Este exact locul din care a transformat în prima repriză penaltiul și Alexandru Curtean. Manolache, execută și este 1-2. A trimis în dreapta lui Fane Lefter și este 1-2. Reduce din diferență Gloria Bistrița, care a forțat ceva mai mult în această repriză secundă, dar n-a arătat în niciun moment forța necesară de a fi cumva poate peste echipa noastră. Marius Kindriș, Adrian Mar în pressing, jucătorii bistrițeni care simt momentele mai bune de joc, impulsionați probabil și de această lovitură de la 11 metri. Toată banca Bistriței este în picioare, deși se știe foarte bine regulamentul, n-au voie să stea atâți jucători în picioare. O minge ploată pe care o respinge cu capul Rafael Garuti. Vor fi minute de pressing în acest final de meci. E foarte important să gestionăm bine acest final de meci. E invariabil ca atunci când vin astfel de goluri să nu te gândești la faptul că ai avut acele ocazii foarte mari de a marca în prima repriză și în cele din urmă iată că primești un gol dintr-o fază care nu anunța absolut nimic, o minge care i-a sărit în braț lui Nicolae Pârvulescu. A fost nici neatenție nu poate fi, pentru că a fost pur ghinion. Adrian Mar a încercat să prelungească pe lângă Davorzie. Jucătorii noștri trebuie să încerce să țină mai mult de minge în acest final de meci. Marius Curtuiuș, un fault al lui Alexandru Neacșa, care va vedea cartonașul galben. E genul de fault pe care și-l asumă Alexandru Neacșa. Suntem în minutul 90 aici la Bistrița, 1-2 după golul marcat în urmă cu câteva secvențe din penalti de Antoniu Manolache și va fi o nouă minge trimisă în careu de către gazde. Același Iameogo în dreptul balonului. Centrează Iameogo pe bara a doua, de unde respinge Marius Coman. Era Carol Davorzi acolo. Țica, foarte mult calmă, cere Bogdan Vasile, cel care tocmai pentru asta a fost introdus pe teren, pentru a calma jocul celor de la Gloria Bistrița, joc care, la fel de adevărat, e că nu a prea ieșit cu excepția a două, trei faze. Alexandru Neacșa se așează bine, a fost o minge pe care trebuia să urmărească Iameogo. Mitran respinge până la Rus, o nouă centrare blocată de data aceasta de Antonio Bradu, care îl privește direct în direcția în care se afla Rus, un contact vizual acolo. Am intrat deja în minutele de prelungire. Iameogo, mi s-a părut că și-a preluat mingea cu mâna, a rămas în posesie Gloria Bistrița cu același Bogdan Vasile și cu un șut care n-are cum să-i pună niciun fel de probleme lui Ștefan Lefterce, care a încasat cartonașul galben pentru acele proteste și nu pentru trageri de timp, așa că va trebui să fie atent. Direște însă acum nu e cazul, pentru că mingea e în joc. Lefter, degajări bune în această partidă și acum pentru Marius Coman, minge lungă, respinge Manolache, cel mai bun jucător al celor de la Gloria Bistrița în această partidă, fără doar și poate, și nu pentru că a transformat acel penalti, ci pentru modul în care s-a repliat de cele mai multe ori în defensivă. Trebuie să fie atent Timotei Mitran, care faultează, de fapt nu a faultat el, ci Marius Kindriș acolo la Iameogo, trebuie să facă paravan jucătorii Corvinului.
Suntem în minutul 93, n-am văzut câte minute suplimentare s-au arătat pentru această repriză secundă. Iese balonul în flancul stâng pentru Harald Friedrich, ripit de tușă, Țica, va fi o centrare a jucătorului cu numărul 2 pentru Iameogo, lovitura de cap a lui Iameogo se duce pe lângă poartă. În niciun moment, vă mărturisesc, n-am avut emoții la reluările pe care le-au avut cei de la Gloria Bistrița și asta pentru că, cu excepția a două, trei faze n-au fost deloc peste echipa noastră. Rămâne poate regretul că Corvinul n-a reușit să tranșeze meciul din prima repriză, când a avut patru ocazii imense de a marca pe lângă cele două goluri. Dar să sperăm că lucrurile se vor încheia cu bine pentru noi. Mai sunt câteva secvențe din această întâlnire. Minge pentru Iameogo. Iameogo trimite în bandă pentru Davorzie, îmi cer scuze. Acesta nu mai avea cum să ajungă. Mingea este aplaudat ironic de către junior aflați în acel colț al tribunei. Trebuie să se grăbească Fane Lefter. Și ne apropiem de finalul meciului aici la Bistrița. Degajează Ștefan Lefter. Cred că se pregătește să fluiere finalul de meci Robert Avram Curtuiuș. Se repliază Timotei Mitran. O minge trimisă în spate pentru Alexandru Neacșa. Trebuie să fie atent acolo Alexandru Neacșa, care a preferat un dribling. Alexandru Neacșa decongestionează acea zonă. Trebuie să fim atenți pe contraatac, acolo unde este Adrian Mar. Adrian Mar a încercat o minge în față pentru Timotei Mitran. Era departe Marius Coman. Cred că au fost 4 minute suplimentare acordate pentru această întâlnire. Din nou, oficialii celor de la Gloria Bistrița sunt în picioare pe final de meci. O minge trimisă de Harald Friedrich în zona în care se află Marius Kindrich, care se lovește de Marius Curtuiuș. Antonio Bradu face o prelare la mijlocul terenului. Bradu înaintează cu mingea la picior. Antonio Bradu are zonă, spațiu de manevră, se trage țicot de Bogdan Vasile, pasează cu Coman. Incredibilă ocazie ratată de Marius Coman, care putea închide barajul. Putea închide barajul în acest minut 90 plus 4. A trimis alături cu ultimele forțe. Este căzut pe gazon Antonio Bradu, dar nimeni nu trimite mingea în afară, ba din contră, Bogdan Vasile trimite în flanc. Atenție la această fază, dribling scurt, șut în blocajul lui Marius Kindrich. Alexandru Neacșa este acolo, trimite pentru același Marius Kindrich. Ies cu pase din defensivă jucătorii echipei noastre. Adrian Mar trebuie să-și aștepte colegii, pasează lui Marius Coman. Marius Coman pentru Adrian Mar, probabil una dintre ultimele curse ale acestei întâlniri. Manolache trimite pentru fostul portar, pentru propriul portar, Bodea, în zona care se află Iameogo, care îl busculează acolo pe Timotei Mitran. Marius Curtuiuș trimite în flancul stâng pentru Țica. Suntem în minutul 90 plus 5 al acestei întâlniri. Țica pentru Bogdan Vasile. Atenție la această fază. Acolo este Luca. Luca înaintează cu piciorul cu mingea la picior și este lovitură liberă pentru Gloria Bistrița. Nu mi s-a părut lovitură liberă la această fază, în fine, pot fi considerat subiectiv, însă este o ultimă fază periculoasă. Iar noi ne aflăm în minutul 90 plus 6 al acestei întâlniri. Atenție, 6 minute suplimentare. N-am înțeles pentru ce au fost acordate 6 minute suplimentare. În fine, pericol mare la această lovitură liberă. A arestat mingea burkinabezul Alex Iameogo. Se trăiește acest final în picioare aici la tribuna oficială. Iameogo peste poartă! Final de meci la Bistrița! Victorie pentru Corvinul Hunedoara, care ia o opțiune mare spre a se califica în barajul final de promovare. 2-1 pentru echipa noastră. Două goluri marcate în prima repriză de Corvinul din penalti de Alexandru Curtean și apoi de Marius Lupu din acțiune. Gloria Bistrița a redus pe finalul meciului tot dintr-o lovitură de la 11 metri prin Antoniu Manolache după un hands al lui Nicolae Pârvulescu. Să rămâneți aproape însă de canalul nostru de YouTube, pentru că vom transmite în direct declarații de la finele acestei partide, declarații însă care vor avea loc peste ceva timp. Între timp însă jucătorii noștri se duc spre Peluza Nord pentru a fi felicitați de cei care au făcut această lungă deplasare la Bistrița, însă suntem cu un pas mai aproape de finala barajului de promovare în Liga Secundă. Vă las cu acest final de meci cu jucătorii și galeria în prim plan. Alexandru Mic și Claudiu Sav, vă mulțumesc că
pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Ne reauzim la transmisiunile live și, bineînțeles, sâmbăta viitoare de la ora 17:30 pe Arena Michael Klein pentru returul acestei partide cu Gloria Bistrița. Să aveți o seară plăcută, toate cele bune!